A sunat primul clopoțel la grădinița numărul 7 din municipiul Drobeta Turnu-Severin. Încărcați de emoție și entuziasm, copiii și părinții au pășit împreună în prima zi a noului an școlar. De altfel, aceștia au fost așteptați cu săli frumos amenajate și mici surprize de către reprezentanții unității de învățământ. Grădinița numărul 7 este renumită pentru activitățile sale interactive și pentru modul în care marchează sau sărbătorește un moment important din an, așa că și anul școlar a fost început în stilul caracteristic, cu voie bună, vorbe dulci și un strop de distracție. Anul școlar 2022-2023 și-a deschis așadar larg porțile, iar forfota și veselia din curtea unității de învățământ, dar și din sălile din clasă primitoare, promit de pe acum un an școlar încununat de succese. Dăruirea și profesionalismul sunt principalele calități ale cadrelor didactice de la grădinița numărul 7, care sunt o a doua familie pentru micuții preșcolari. În prima zi a noului an școlar, copilașii au desenat, s-au jucat și au primit baloane colorate și echipa Mehedințiul meu le urează un an cu bucurii și gânduri bune.